acest prilej putem clarifica aceste aspecte, diferența dintre un apel fals și un apel abuziv și de asemenea să facem un apel către toți cetățenii atât ai județului Prahova, cât și cei care sunt în trecere în acest județ și care apelează numărul unic de urgență 112, prin faptul că vrem să sune la poliție atunci când au un caz de relatat care necesită deplasarea echipajelor de poliție în mod urgent și nu pentru că ar vrea să facă o glumă sau că poate cazul lor nu este necesar ca echipajele de poliție să se deplaseze de urgență acolo. Referitor la statistică și la cifre, noi avem atât cifrele pentru anul trecut, dar și pentru anul acesta. Respectiv, în cursul anului trecut, în anul 2023, au fost un număr de peste 33.000 de apeluri de urgență recepționate de către noi. Dintre acestea au reprezentat reveniri recepționate prin 112 1547, au fost solicitări la care au intervenit lucrătorii noștri 22.000, iar numărul de apeluri false sau abuzive recepționate prin 112 a fost peste 3500 de apeluri. În cursul primului semestru al anului 2024 au fost peste 17.300 de apeluri prin 112, iar referitor la apelurile false sau abuzive prin 112 au fost aproximativ 1.600 de astfel de apeluri. Referitor la distinția dintre un apel fals și apel abuziv, o să-l las pe colegul meu, care lucrează cu astfel de detalii, să ne lămurească în privința aceasta. Da, din punct de vedere al legislației, avem ordonanța de urgență a Guvernului numărul 34 din 2008, care reglementează tot ce înseamnă 112. Avem ca definiție apelul abuziv atunci când o persoană sună în mod repetat și solicită intervenția agențiilor specializate, deși nu are o urgență, nu este într-o situație de pericol. Iar apelul fals este atunci când în mod intenționat sună și solicită intervenția, deși clar nu are o urgență. Asta ar fi diferența. Diferența ar fi și că de sancțiune. Pentru apelul abuziv, sancțiunea este de la 1.000 la 2.000 de lei, iar dacă în decurs de un an se repetă această contravenție, cuantum amenzii va crește de la 2.000 la 4.000. Iar pentru apelul fals, amenda este puțin mai mare, amenda începe de la 2.000 până la 4.000 de lei, iar dacă în interval de un an se săvârșește o nouă contravenție de acest gen, cuantum amenzii este de la 4.000 la 8.000 de lei. Deci pentru un apel fals, dacă într-un decursul unui an te gândești să faci de două ori o glumă și să soliciți în mod fals poliția, ambulanța sau pompierii, riști o amendă de până la 8.000 de lei, care este o sumă destul de mare.